idee bună, combinată cu multă muncă și cu o doză sănătoasă de marketing, poate fi o afacere profitabilă. Asta spun producătorii de uleiuri presate la rece, care în ultimii ani au început să își atragă clienții cu produse obținute din semințe diverse. Și ca să placă celor care cumpără, uleiurile sunt ambalate atractiv, în sticle de diferite forme, în care plutesc ierburi aromatice, care promit să dea savoare mâncărurilor. Haideți să vedem cum au reușit doi producători români să obțină bani frumoși din presarea uleiurilor la rece. Andrei Micloși este un producător agricol din Gheri, la județul Cluj. În 2011 a început să cultive semințe de floarea soarelui, dar nu a luat atunci în calcul ideea de a face uleiuri și a făcut curaj câțiva ani mai târziu și acum are o afacere de familie care se învârte în jurul uleiurilor. La standurile lui, expuse la mai toate târgurile de profil din țară, consumatorii găsesc uleiuri din floarea soarelui, din in, din cânepă, din semințe de susan sau chiar ulei de cătină, toate presate la rece. Uleiul presat la rece a început încet, încet să se cumpere. Deci lumea începe să se orienteze către produsele naturale față de acele tehnologii care, să zicem noi, că sunt avansate. Aceasta e o tehnologie, deci, care este de mai mult timp, cu presare la rece, și avem o creștere a vânzărilor pe acest segment de produs a uleiului presat la rece din floarea soarelui. Când ați început să cultivați dumneavoastră și apoi să vă gândiți să și produceți ulei? Am început să cultivăm semințe de floarea soarelui undeva prin 2011. Inițial am vândut sămânța, ulterior la recomandarea unui frate de-a lui maică-mea care are prestări servicii pe presare de ulei, a zis că o să presăm și noi ca să nu vândem sămânță. Și ulterior ne-am cumpărat și noi o presă performantă și acum ne producem noi din sămânța proprie uleiul nostru pe care îl vindem. Felicia Tulai este producătorul care a revoluționat în România piața afacerilor cu ulei presat la rece. Și-a lăsat jobul în corporație și s-a întors în satul său natal din județul Cluj, unde a resuscitat mica afacere a tatălui ei, care avea o presă de ulei. În doar câțiva ani și-a făcut un nume pe piață și a reușit să își ducă produsele chiar și peste hotare. Care este cheia succesului? Promovarea și vizibilitatea, spune producătoarea, care nu lipsește de la niciun târg al producătorilor agricoli organizat de asociația care a ajutat-o să se dezvolte. Păi, în primul rând, noi ne-am format și ne-am lansat cu produs de Cluj și la acel moment, și mi-amintesc foarte bine, primul târg la care am participat în 2012, am spus vrem să participăm și noi la produs de Cluj, în calitate de produs de Cluj și să devenim un brand de Cluj. Deci, odată ce am devenit un brand de Cluj, atât de cunoscut, nu cred că trebuie să uităm de unde am plecat, să rămânem într-un contact direct cu consumatorul nostru. Prețul unui litru de ulei presat la rece diferă în funcție de notorietatea brandului și de semințele din care e obținut. Pornește de la 8 lei și poate ajunge chiar și la 20 de lei. Sticluțele cu uleiuri presate la rece, aromatizate cu diferite ierburi, sunt mai scumpe. Prețul unei sticle de 250 de ml cu ulei aromatizat pornește de la 12-15 lei și poate depăși 20 de lei. Uleiurile obținute din nuci, semințe de cânepă sau de susan sunt mai scumpe, dar pot fi folosite și în scop terapeutic, nu doar alimentar.